Cu mult timp în urmă, în adâncul pădurii exista un sat ascuns în care trăiau niște creaturi micuțe. Ei își spuneau ștrumfi și erau buni la suflet. Dar mai era și Gargamel, vrăjitorul malefic. El era rău. Urăsc ștrumfii! Te prind eu! Vă voi prinde pe toți, chiar dacă este ultimul lucru pe care îl voi face! Pune-o mâna pe voi! O să vă pară rău când o să vă găsesc satul! Pădurea este încă acolo și dacă ascultați cu atenție, puteți auzi urletele lui Gargamel, iar dacă sunteți buni, îi puteți zări și pe ștrumfi. Ștrumfi! Cea mai grea chestie pentru un vrăjitor, ca și pentru unul mare ca mine cum sunt eu, e să scormonez după ingrediente și ciuperci și șopârle și broaște moarte. Și scorpion. Ce asta? Ce-ar fi să luăm niște pir și volbură, papa ștrumf? Da, ștrumfițu, și niște nemțișori. Oh, tare-mi place mirosul de ierburi proaspete. Da, și mie. Ai grijă pe unde strumfești. Mulțumesc, ștețule, ai găsit nemțișor. O, cu plăcere, papa ștrumf. Vezi, dacă nu reușești să faci ceva, cheamă-mă, pentru că eu nu las o piatră neîntoarsă. Așa că nu mă mai chemați. Hei, ștețule, cred că avem toate ierburile de care avem nevoie. La revedere, iauzule, și nemțișor și... Oh, ce s-a întâmplat, papa ștrumf? Ștrumf, fugiți! Ajutor, ajutor! Iată, uite, ce micuț sunt! Eu nu sunt nicio micuță! Da. Cine ești? Eu sunt ștrumfița, dar tu cine ești? Sunt Morden, vrăjitorul regiului Argon. Micuții ăia. Fascinante vietăți. Poate găsesc să le folosesc la ceva. Ieșiți de acolo, micuți ticăloși. Păftim, așa o să rămâneți pe loc. Rege Argon, ce mai vrăjit despotul ăsta nesătul? Ce vrăjitor îngrozitor! Ce ne face papa ștrumf? N-ai grijă, găsește papa ștrumf o soluție, nu-i așa, papa ștrumf? Mă gândesc, ștețule. Morden! Unde o fi mizerabilul ăla de vrăjitor? Simt că-mi pleznește burta. Și mie, sire? Nu vine să cred că am mâncat toată chestia aia. Ați sunat, sire? Vrăjitorule, pregătește o licoare care să ne potolească durerea de stomac. Da, sire, o voi prepara, sire. Aici e prea sus, papa ștrumf. Meleguțule, mă cazi pe cap. Scuze, istețule. Așa e mai bine? Cu plăcere. Ai grijă, ștețule? Ce cer, papa ștrumf? De ce nu mi-o cere regele să fac o vrajă sau să invoc vreun spirit sau vreo arătare? Mă duc să-i prepar o licoare pentru un flac de durere de stomac și măcar n-am o rețetă pentru o chestie așa ridicolă. O să-i dau ceva. Un pic de ulei de brebenel, niște pir, un strop de răiure, un strop de ulei de ricin. Toți ne vine rău. Perfect. Vrăjitorule, licoarea ta e greșită. Ce ai spus? Ca să calmezi durerile de stomac, ai nevoie de sirop de ștrumfragi și mușchi de munte și... Spui tu mie, marele Morden, cum să tratezi o durere de stomac? Mă faci să râd. Să nu zică că nu l-am avertizat.
Da, cine râde primul ștrumfește mai puțin și cine râde ultimul ștrumfește cel mai bine. Sau ceva cam de felul ăsta. Ah, ce gust groaznic! Vă simțiți mai bine, Sire? Nu, mă simt mai rău ca niciodată. Poate că ar trebui să mai beți încă un pic. Încă un pic? Adu-mi o licoare care să-mi facă bine vrăjitorile, că altfel o să putrezești în temniță. Ai priceput? Da, Sire. Fir ar să fie, acum chiar că am dat de belea. Poate că ar trebui să... Să-l asculți pe Papa Ștrumf? Ce? Papa Ștrumf știe toate rețetele. Știe de toate, Papa Ștrumf. Ești vrăjitor? Păi mai folosesc niște rețete din când în când. Poți să-i lecuiești durerea de stomac a regelui? Da, dar numai dacă ne lași să plecăm. Fie, treci la treabă. Îmi dai cuvântul tău, vrăjitorule? Sigur, cuvântul lui Mordain e cu un cuvânt de onoare. Vrăjitorule? Da, Sire. Te-ai descurcat bine. Mă simt iar ca un rege. Mulțumesc, Sire. Știam eu că așa va fi, Sire. Licoarea a fost perfectă. Sigur că da. Dacă Papa Ștrumf ștrumfește un leac, ești lecuit. Pentru că Papa Ștrumf întotdeauna... Liniște! Mordain, noi ne-am ținut de cuvânt. Acum e rândul tău. E timpul să ne lași să plecăm. E cale lungă până în satul nostru. Nu v-am spus. M-am răzgândit. Rămâneți aici, toți. Mi-ați fi de ajutor pe aici. Vrăjitor bătrân și ticălos, ai promis? Așa e și te-am auzit cu toții, nu-i așa, Papa Ștrumf? Liniște, de acum încolo faceți ce vă zic eu, pentru că altfel vă prăjesc piricica aia albastră. Repede, ne îndreptăm spre margine. Ce asta? A dormit la loc. Dacă țin eu bine minte, scara e pe aici. Luați-o pe aici. Nu putem să ștrumfim pe acolo. Doarme cineva, Papa? Cum ieșim de aici, Papa Ștrumf? E deschis în fereastra aia și țineți minte. Șoareci netrebnici. Păzea, Papa Ștrumf! Mulțumesc, Ștrumfițo. Nu mă mai mișc așa de repede ca pe vremuri. Sunteți de fel? Da, Papa Ștrumf! Cine sunteți voi? Suntem ștrumfi, dar tu cine? Păi, eu sunt regele. Cine altul? Ce căutați voi aici? Vrăjitorul ăla îngrozitor și ticălos ne-a ștrumfrăpit. V-a ștrumfrăpit? Mordain? Sire? De ce nu mi s-a spus nimic despre vietățile astea? Vietățile? Mărșav și ticălos, ce ești, Mordain? Aștept un răspuns, vrăjitorule. Mărșav și ticălos și îngrozitor. Păi, îi păstrăm ca surpriză pentru ziua ta de naștere, Sire. Ziua mea de naștere? Foarte bine. Dar cine sunt? Cu ce se ocupă? Cu ce ne ocupăm? Ascultați aici, cer să... Cu ce se ocupă? Păi, sunt saltimbanci. Da, saltimbanci, Sire. Saltimbanci, zici? Dar ăla cu barbă pare prea bătrân ca să mai facă salturi. Am doar 542 de ani.
Ăla e inutil, sire. Îl țin doar ca să facă curat prin controlele laboratorului meu. Foarte bine! Păstrează-l, dar să joace ceilalți pentru mine imediat. Da, sire. Vrăjitor, ticălos și îngrozitor. Orice ar fi, spectacolul trebuie să continue. Ascultați, Ștrumf, Papa Ștrumf și ceilalți trebuiau să se întoarcă de mult. Trebuie să mergem după ei. Trahăr, cântărețul, lacomul, leneșul, glumețul, țâvnosul. Urăsc să mă înscriu voluntar. Urma nu-ți spune nimic, detectivule? Urma spune întotdeauna ceva, voinicule. Trebuie doar să știi ce cauți. Aha! Urmele se opresc aici. Ai vreo idee, detectivule? Măi să fie, astea sunt urme de om. Au fost ștrumfiuri răpiți. Ei, las că punem mâna pe omul ăla. Hai să pornim. Oh, mă întreb unde-o fi Papa Ștrumf. Da, și eu. Nu vă faceți griji pentru Papa Ștrumf. Nu ne-ar lăsa el de izbeliște. Nu fi chiar atât de sigur. Salut, ștrumfișorii mei. Papa Ștrumf, te simți bine? Mai bine ca niciodată, istețule. Tocmai l-am ajutat pe prietenul meu, Mordain, la un experiment. Prietenul tău? Pe ăsta? Ajunge. E timpul să-l distrați pe regele Argon și pe cavalerii săi. Istețule, bleguțule, m-am gândit cum să scăpăm de aici. Mi-a venit și mie o idee. Ascultați, nu trebuie decât să cântăm groaznic și regele o să ne urască. Da, și pe urmă? Pe urmă o să ne dea afară. Exact la asta m-am gândit și eu. Cântați, ștrunzi, cântați! Da, da! E ziua ta! Ziua ta! Da, da! Ajunge, ce e asta? Ce înseamnă asta, vrăjitorule? Sire, probabil că îi doare în gât. Dar priviți ce frumos dansează. Dansați, dansați, ștrumfi, dansați. Dansați, dansați, ștrumfi, dansați. Menestrelii ăștia îmi provoacă dureri de stomac, vrăjitorule. Istețule, are efect. Sigur, ideile mele întotdeauna au efect. Bravo! Bravo! Oh, fin ar să fie! Nu iese deloc așa cum trebuie! Mordain, ștrumfii ăștia sunt cei mai amuzanți dansatori! Nu v-am spus eu, sire! Vor dansa mâine la banchetul de ziua mea! Papa Ștrumf, o să ne ajut să evadăm? Să evadați? De ce vreți să evadați? Nu vrei să mergi acasă, Papa Ștrumf? Nu, bleguțule, pentru mine aici înseamnă acum acasă. Aici înseamnă acasă? Păi bine, Papa Ștrumf, dar... L-ați auzit, Ștrumf, o să rămâneți aici cu toții pentru totdeauna. Vrăjitor ticălos! I-ai făcut vrăj lui Papa Ștrumf! Ștrumfiță mică și stață, dacă nu cooperezi, o să-ți fac și ție vrăj. Nu mai e mult. După mine, ștrumfii mei. Da, pe ei, pe a. Acum mai adăugăm un strop de pelin, 3 frunze de sarsaparilla, 4 grame de sprânz și suc fierbinte de rădăcină de mandragoră. Ai grijă, Papa Ștrumf, licoarea asta trebuie să aibă efect. Ți-o garantez, stăpâne Mordain?
trebuie să o încerc, dar pe cine? Oh, nu-mi vine să cred că am mâncat toată chestia asta, mă simt groaznic. Vrăjitorule, mai dă-mi un leac pentru stomac, că nu mai pot. Sigur, sigur, tocmai am făcut unul. Are efect, rețeta are efect. Acum îmi pot pune planul în aplicare. Confrații noștri ștrunfi sunt în castelul acela. Atunci să ștrunfim într-acolo. Drumul e liber și țineți aproape. Nu așa de aproape. Mai să fie, simt miros de... Cavaleri, călare zic. Eu zic, dați-i ștrunfeală. Un pic mai aproape, a? Haideți! Locul ăsta e așa de mare, e ca și cum ai căuta ștrunful în carul cu fân. Nu te mai frământa, lacomule, îi găsesc eu după miros. Trebuie să începem artificiile pentru ziua regelui, iar tu, Papa Ștrunf, ai să mă ajuți. Păi ce nu e de partea mea, stăpâne Mordein? Papa Ștrunf? De ce i-a spus stăpâne? Și ștrunfița, istețul și bleguțul, oare unde or fi? Sunt aici, înăuntru. Oh, uitați-i pe voinicul și pe detectivul și... Ștrunfilor, suntem aici sus! Oh, ștrunfițile, repede de aici! Sunteți gata, ștrunfilor? Catapultați! E înțepenită încuietoarea. Voinicule, grăbește-te, se întoarce ticălosul ăla de vrăjitor. Repede, coborâți pe frânghie. Ce asta? Fai, nu se poate, au evadat. Regele o să mă scurteze de cap. Papa Ștrunf, mai umple câteva rachete până îi găsesc eu pe ștrunfii aia nerecunoscători. Nu puteam să ajungă prea departe. Da, stăpâne Mordein? Dar ce-a pățit Papa Ștrunf? Oh, ticălosul ăla de Mordein i-a făcut vrăj. Și trebuie să ștergem până nu se întoarce Mordein. Da, dar... Aha, e clar că răspunsul se află în paginile acestor cărți. E clar. Păi să ștrunfească fiecare câte o carte și să începem să căutăm antidotul. Aha! E primit, vedeți? Asta e! V-am spus eu că am să-l găsesc! Acum tot ce avem de făcut e să facem amestecul. Dar noi nu suntem alchimiști. Papa Ștrunf l-ar putea face. Pot și eu! La urma urmei sunt asistentul lui Papa Ștrunf și nu degeaba. Nici nu sunt cineva care să nu fie luat în seamă. Am o idee! O, Papa Ștrunf! Ștrunfilor, stăpânul Mordein e tare supărat. De ce ați fugit? O, Papa Ștrunf, am găsit o rețetă care o să ne facă să cântăm și să dansăm mult mai frumos. Poți să ne amesteci tu ingredientele? Ce idee ștrunfească! Stăpânul meu o să fie tare încântat. Cred că am mușcat pomela. Să sperăm că o să-și facă efectul licoarea. Și ultima chestie, dar nu cea din urmă, un praf de piper. Gata! Mulțumim, Papa Ștrunf! Ștrunfițu? Istețule? Plecuțule? Ce s-a întâmplat? Papa Ștrunf, ești din nou tu însuți? Întrebări îngrijorare! Da, acum mă simt bine, dar trebuie să-i vadăm înainte să se întoarcă... Mordein? Oh, Papa Ștrunf, i-ai găsit! Dar ăștia l-ați dău de-au apărut. Au venit să mă salveze, stăpâne Mordein, dar i-am prins eu pentru tine. Excelent! Cu cât sunt mai mulți ștrunfi, cu atât îl va ține pe rege mai ocupat cu distracția. Bravo ție, vrăjitorule, că mi-ai adus atâtea vietăți din astea albastre. Să cânte, menestrelii! Haideți! Stați, sire, mai întâi artificiile, în înălnoarea zilei dumneavoastră de naștere. Bravo, Mordein! Bravo! Chiar o să vă placă următorul grup de artificii în înălțimea voastră. Bea!
La mulți ani, sire! Acum, în timp ce tu și prietenii tăi grași mâncați muște, eu am să-ți fur tot aurul. Da, ce e asta? Hă, veniți înapoi, ștrum jalnici! Mai repede! Înapoi! Mai repede, strâmfișorii mei, mai repede! Ha, am pus mâna pe voi! Nu! Nu! Rock, 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 rock. Ce s-a întâmplat? Mordain v-a făcut vrăj. Mordain? Și tu ai anulat vraja? Păi sigur că da. Dacă nu era Papa Ștrumf, ai fi rămas broască. Chiar așa? Și rămâneai și fără aur. Voi ștrumfii ăștia sunteți voi mici la trup, dar aveți o inimă mare. Vă sunt profund îndatorat. Luați pocalul ăsta din aur, vă rog. Vă mulțumim, majestate, dar noi n-avem ce face cu aurul. Dar eu m-aș simți onorat. Nu, noi vrem doar să ne întoarcem în satul nostru. Așa să fie, micuții mei prieteni. Detectivă, voinicul, ștrumfița, instensul, blegoțule, leneșul, glumețul, glumețule! Așteptați-mă și pe mine, Papa Ștrumf, stai! Glumețule, unde ai fost? Tocmai i-am făcut regelui o surpriză de ziua lui. O surpriză? Da! Știam eu care simțul umorului e simpatic. Chiar așa? Da, am și de gând să-mi culeg niște flori. Iar eu am o surpriză deosebită pentru fiecare ștrumf. Bună, lacomule! Ești sigur că nu mergi la picnic? Nu pot, ștrumfiță, trebuie să coc 100 de plăcinte pentru festivalul de mâine. Poftim, istețule! E o surpriză! Ce drăguț! Papa Ștrumf zice mereu că e mai bine să dai decât să primești, pentru că nu contează ce dai, ci gândul că dai. Papa Ștrumf are dreptate, e mai bine să dai decât să primești. Oh, ce loc frumos! Ha? Vai de mine! O săgeată de oamenilor! Am adus niște apă, voinicule! Bleguțule, ai grijă cu apa! Mulțumesc, bleguțule! Voinicule, bleguțule, oamenii se luptă! La atac! Înainte! Mai bine am strunfiu de aici. Sunt de acord cu mișcarea asta. Haideți, trebuie să-i prevenim pe cei din sat. Plăcinte, plăcinte, am făcut 100 de plăcinte. Pe unele am să le mănânc, pe altele nu. Eu nu pot duce decât o viață de artist. La 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 la
Ștrumfișorii mei, n-am fost niciodată mai fericit. Ajutor! Ce s-a întâmplat? Oamenii se luptă! Oglinda mea! Tablourile mele! Creierul meu! Plăcintele mele! Sunați alarma! Sunați alarma! Repede! Haide! Ascundeți-vă în găurile de popândău și sus în capăt! Da, urați copacii și găurile de popândău! Hai, mișcați-vă! Repede! Cum să tacă toți ștrumfii? Papa ștrumf zice mereu! Plăcintele mele, minunatele mele plăcinte! Oh, vai, casa mea! Ura! 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 Satul e distrus, dar toți ștrumfii sunt în viață. Bine, papa ștrumf, dar unde o să trăim acum? Și oglinda mea, papa ștrumf, sunt abstru ștrumfit fără ea. Iar eu sunt pierdut fără bucătăria mea. Mi-e foame. Mi-e somn. Mi-e sete. Ferma mea e distrusă. Eu vreau răzbunare. Urăsc răzbunarea. Ce e răzbunare? Răzbunare? Nu, ștrumfișorii mei. Războaiele oamenilor sunt niște lucruri groaznice, dar soldații n-aveau de unde să știe că noi eram în drumul lor. Dar de ce se ruptă oamenii, papa ștrumf? Nu știu, plecuțule. Dar fac asta mereu. Însă cel mai important lucru acum e să reconstruim satul nostru. Bravo, voinicule! În ritmul ăsta o să reușim să refacem totul cât ai clipi. Bateți parul ăla! Ștrumfiți bușteanul ăla! Tăiați cândura! Vopsiți peretele! Așa cum zice papa ștrumf, munca este cheia spre fericire și cea mai mare aspirație a oricărui ștrumf! Da! Toți ștrumfii trebuie să muncească, să taie cât pot de bine, să vopsească. Satul ștrumfesc de cavalerii au stricat, ștrumfii cu toții să-l reclădească imediat. Mulțam că ne-ai adus aminte, poetule. Încearcă și ea să dea o mână de ajutor, voinicule. Da, știu, ștrumfiță, știu. Aș ajuta și eu cu o surpriză, dar au fost ștrumfite de cai. Și eu am pierdut tot ce aveam. Cu toți am pățit asta. Uită-te acolo la bietul lacom. Gătește la pirostrii. Probabil că îi se frânge inima. S-au dus plăcintele mele, toate 100. Cred că ar trebui să-i ștrumfim. Pe cine? Pe cavaleri. Pe cavaleri? Păi, Nicule, suntem niște vietăți de-o șcapă. Cavalerii sunt cât plăpul. Nu contează, ștrumfițo. Putem face asta. Am văzut încotro o luată. Am mai avea nevoie de câțiva ștrumfi. Și de surpriză drăguță ceva pentru ocazie specială. Să văd ce pot face. Iuhu, ștrumfilor. Ne-ai strigat, ștrumfițo? Da, ce ne ținem în putul. Vedeți? V-am zis eu, de aici au venit. Sigur, dar ce o să facem când e om ștrumfii, a? Le dăm o lecție, asta o să facem. Ei, cum facem? O să le ștrumfim cai. Le ștrumfim cai? O să le ștrumfim cai? Ștrumfițo, acum se începe. Ah!
Ăsta e un loc foarte bun să-mi lansez surpriza specială. Ador surprizele. Glumețule, explodează sau nu? Sigur, de îndată ce tragi de sârmă. Hei, cai! O fugă! Păzea! Hei, veniți înapoi! Nu-i rău. Ștrunfilor, sunteți bine? Meștere, scoate-ne de aici! Hei, nu vă grăbiți? E timp destul. Formați o scară și cățărați-vă să ieșiți. Nu o să meargă, meștere! Ștrunfițo, vă scot eu! Trebuie să fi dezlegat cineva ca ei. Dar, sire, n-am văzut pe nimeni. Sus, 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 ștrunfișorii mei, avem o mulțime de treabă azi. Trebuie să construim, construim, construim. Să ne vopsim casele, să semănăm alte semințe. Sus, 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 ștrunfișori. Papa ștrunf, papa ștrunf, s-a întâmplat ceva îngrozitor. Ce vrei să spui, meștere? I-am ștrunfit pe cavaleri. I-am ștrunfit pe cavaleri? E mult mai bună caldă. Lacomule, cum te-ți arde acum să te gândești la mâncare? Dar ce se întâmplă? Se numește clocot. Clocot? Clocot înseamnă atunci când o anumită ștrumfeală ajunge la 100 de grade. Terciul ăsta, de pildă, o să dea în clocot în exact 10 minute. Cel mai bine e să-i salvăm pe ceilalți și pe ștrumfiță, căci altfel cu toții or să se topească. Să ne grăbim să-i ajutăm. Nu e timp de pierdut. Să sperăm că sunt oameni cu rațiune. Așteaptă aici, vorbesc doar eu cu ei. În sine, am prins în sfârșit caii ăștia furisiți. Bine, bine, priponiți-i și hai să mâncăm. Hei, hey, sunt caii! Prins-i încoace! Prindeți-i, prindeți-i! Păzea! Prindeți calul ăla! Nu-i mai lăsați să scape! Ridicați! Ridicați! Pe când voi încerca să ștrunfiți soldații, ceilalți erau aici și munceau. Toți ștrunfii trebuie să muncească, v-ați purta cu toții ca niște oameni. Aștept să aud ce aveți de spus în apărarea voastră. Eu sunt de vină, papa ștrunf? Ba nu, papa ștrunf, a fost ideea mea. Ba eu sunt de vină. Iar eu am pregătit o surpriză specială. Nu contează cui a fost ideea. Toți sunteți de vină și sper că v-ați învățat minte odată pentru totdeauna. Da, papa ștrunf. Atunci bine, hai să mâncăm de prânz și pe urmă înapoi la treabă. Prânz? Ce avem de mâncare, papa ștrunf? Nu știu, Slapi a gătit. Avem terci de ovăz. Terci de ovăz? Ei, ce v-a apucat? Am zis ceva ce nu trebuie? Da! De unde era să știu că nu vă place terciul? Fugi, plecuțule, fugi! Fug, cochetule, fug! Asta e, Azrael, asta e! Dați-vă bătuți, ștrumpilor! De data asta v-am prins! Mă gândesc că am scăpat, cochetule! Nu mai gândi! Fugi! Așa, fugiți, bestimici albastre! În curând vă voi prinde! Foarte curând! Papa ștrunf, papa ștrunf, eram siguri că de data asta Gargamel ne va prinde. Sper că asta nu-mi va face riduri. Gargamel a fost foarte perseverent în ultimul timp. E a treia oară în două zile când a fost foarte aproape să prindă ștrunf. Știa ce mă gândeam? Viața ar fi mult mai ușoară dacă Gargamel lor mai fi atât de rău. Ce adevăr a grăit ștrunful acesta. Bleguțule, asta e. Știu ce să facem. Da? Vai de mine, sunt mai deștept decât credeam. O pânză de păianjen prăjită,
Asta e cea mai grea licoare pe care am ștrumfit-o. Trebuie să fie puternică, dar ușoară, pentru a-l face pe Gargamel o persoană drăguță. Săracul Papa Ștrumf a lucrat toată noaptea în laboratorul lui. Chiar că e muncă grea să fii șef. În sfârșit, am terminat. Cea mai importantă licoare. Una care va îmbunătăți personalitatea lui Gargamel. Îl urăsc pe Gargamel. Vai, Papa Ștrumf este minunat. Și a fost ideea mea, nu așa, Papa Ștrumf? Ai grijă! Vai, plăguțule, ne-ai udat de tot! Urăsc să fiu ud! Păi, ștrumfenia mea, am mers! În loc să îmbunătățească personalitatea, licoarea face schimb de personalități! Urăsc și schimbul de personalitate, da, da! Nu prea știu, ștrumfițo, mie-mi place! Azrael! Azrael, ți-am adus o surpriză! Vreau să-ți prezint planul infailibil de a prinde ștrumfi. Vino aici, Felci! Nu, Felci! Ar trebui să vânezi ștrumf, nu pisici! Vino aici, Felci! Sper că antidotul ăsta să funcționeze, pentru că, să fiu cinstit, nu mai știu ce să fac. Oh, ce bine e să fiu din nou eu însă. Nu te supăra, morocănosule. Urăsc să mă supăr. Mulțumesc, ștrumfeniei. Micii mei ștrumf, am lucrat prea mult și am nevoie de odihnă. Așa că voi intra într-o transă de 3 zile. Dacă este vreo urgență, citiți formula asta cu voce tare, iar eu mă voi trezi. Altfel, nu vreau să fiu deranjat. Noapte bună, mici mei ștrumfi! Noapte bună, Papa Ștrumf! Cred că Papa Ștrumf are dreptate. Da, cu toții am ștrumfit mult zilele astea. Dați puțin, ștrumfilor! Să nu credeți că puteți renevi doar pentru că Papa Ștrumf a intrat într-o transă. Munca înaintea distracției, spun eu, întotdeauna, așa că vă voi da tuturor lucruri de făcut. Și apoi... Ce tupeu! Le voi arăta eu! Voi nota ce face fiecare ștrumf sau nu face... Pentru a-i comunica lui Papa Ștrumf când se va trezi. Și pentru ca ei să nu-mi poată citi raportul, îl voi scrie codificat. Hei, ce scrie acolo, ștrumfule cu ochelari? Vei afla în curând, sportivule. Ce scria? Nu știu, dar să știi că nu-mi place. Nu au tăiat niciun lemn. Mă gândeam eu. Eu voi face focul de seară, iar ei vor îngheța. Ce scris ciudat. De să văd și eu. Este scrisul ștrumfului cu ochelari, dar este codificat. Oare ce o avea de gând? Nu știu ce are de gând, dar mă spiona și pe mine. Și pe mine. Poate ar trebui să spionăm și noi pentru a afla ce are de gând. Da, da. Asta e prea mare. Ar trebui să găsesc unul mai mic. Și asta e mare. Trebuie să fie pe aici unul chiar mai mic. Ștrumful cu ochelari se poartă foarte ciudat în ultimul timp, cercetașule. Își tot bagă nasul în treburile altora, doar în al lui nu. Și scrie lucruri codificate. Uite-l acolo. Mie mi se pare că face o potecă de la sat. Sau spre sat? Trebuie să găsesc ceva de pe care să ia fălci urma ștrumfilor. Dacă voi mai faceți vreo prostie, vă transform în broaște ruioase. Iar acum îmi voi spăla rufele. Papa Ștrumf va fi foarte mândru de mine, pentru că voi fi singurul ștrumf care a făcut ceva util. Iar vine ștrumful cu ochelari. Orice are de gând, cu siguranță nu e de bine. Haide, sportivule, nu mai bine al întreba? Ștrumfule cu ochelari, ce ai sac? Nu e treaba ta, ștrumfule bleguț. Haideți, să-l urmărim. Dacă aș găsi ceva care să miroasă ștrumf. Dar ce? O, să fiu ștrumfit. Mi-am uitat peria de spălat. Uitați sacul acolo. Da, dar unde e ștrumful cu ochelari? Dar cui pasă? Să vedem ce are în sac.
Gargamel! Ceva ștrumfesc, ceva ștrumfesc. Aha! Ce avem noi aici? De ștrumf? Oh, e perfect! E absolut perfect! Exact ce avem nevoie să găsesc satul ștrumfilor! Mulțumesc, micule ștrumf, că le-ai lăsat aici! Mulțumesc! Vai de bine, ați văzut asta? Nu-mi vine să cred! Ștrumful cu ochelari a lăsat ceva pentru Gargamel! Ceva care îl va ajuta să ne găsească satul! Deci asta făcea ștrumful cu ochelari? Complota cu Gargamel! Complota cu Gargamel! Mai bine l-am trezit pe papa ștrumf și repede! Nu! Formula magică a dispărut! Cred că a ascuns-o ștrumful cu ochelari. Papa ștrumf, papa ștrumf, te rog, trezește-te! Are niciun rost, acum ce vom face? Va trebui să ștrumfim asta fără ajutorul lui papa ștrumf. Dar nu știu nimic despre Gargamel, că m-a venit în sat. Sunt nevinovat! Da, sigur, ștrumfule cu ochelari, așa spun toți. Te vom ține aici până se va trezi papa ștrumf. Trebuie să evadez pentru a-mi demonstra nevinovăția. Dar cum? Dacă aș ajunge la fereastra aia, trebuie să fie ceva pe aici. Aha! Catapulta sportivului, cred că e bună. Acum am nevoie de o frânghie pe care să mă prind. Trebuie să fie o frânghie pe aici. Aha! Așa. Stai puțin! Ușa era descuiată! Mințile luminate nu pot fi întemnițate prea mult timp! Am căutat peste tot, sportivule! Mai căutați formula, trebuie să fie pe aici undeva! Dacă voi găsi primul vraja, îl pot trezi pe papa ștrumf și voi dovedi că nu îl ajut pe Gargamel! Bine, Fălci! Adulme că-ți drențele astea! Și apoi găsește-mi ștrumfii aia mizerabil! Bine, prost! Te voi transforma într-un nec! Vraja aia poate fi oriunde! Dă-te din calea mea, ștrumfule! Am un ștrumf mai mare de prins! Gargamel! Azrael! A fost cât pe ce? Vraja lui papa ștrumf! Vai de mine! Ștrumful cu ochelari a dispărut! A dispărut? Bun pariu că s-a dus să-l ajute pe Gargamel să ne găsească! Trebuie să-l luăm pe papa ștrumf și să plecăm de aici! Dacă asta nu va merge, va fi vai de ștrumful nostru! Vraja asta este ultima șansă! Papa ștrumf, trezește-te din... Nici să nu te gândești! Asta e o vrajă de-a lui Gargamel, nu-i așa? Greșit! Este... Fugiți, Gargamel! Fugiți, Gargamel! Vraja asta este ultima șansă! Papa ștrumf, trezește-te din transă! Ștrumfule cu ochelari, sportivule! Oh, papa ștrumf, te-ai trezit! Așa, ți-am spus eu, dar nu tu, tu nu ai ascultat! Ajută, aveți grijă! Aveți grijă! Aveți grijă, atenție! Ce se ștrumfește acolo? Gargamel? Fălci, vină înapoi! Eu vreau ștrumf, nu pe Azrael! Mai, papa ștrumf, ce vom face? Nu știu, ștrumfițo, dar stai puțin! Poate că licoarea asta inutilă nu e chiar atât de inutilă, dar voi avea nevoie de ajutorul vostru! Vine la Gargamel, mică bestie albastră! Azrael, nu m-a prins! Bine, sportivule, fii gata! Ochește! Ce se întâmplă? De ce arăt ca o... ca o pisică? Miau, 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 miau. Stai, Fălci! Eu nu sunt cine crezi! Oprește-te! Încetează, câine prost! Eu sunt stăpânul tău!
Efectul licorii va dispărea imediat, iar bietul fălci va afla că lucrurile nu sunt întotdeauna ce par. Da, am aflat și noi asta. Îmi pare rău că am tras concluzii pripite, ștrumfule cu ochelari. Da, îmi pare rău că am tras concluzii pripite, ștrumfule cu ochelari. Așa și trebuie. Nu doar că a fost ceva de neiertat, dar va fi adăugat pe lista mea în creștere de lucruri interzise pe care le scriu. Deoarece, ei bine, cel puțin lucrurile au revenit la normal. Ulei grădăcini pentru papa Ștrumf, ulei grădăcini pentru papa Ștrumf, ulei grădăcini. Firar să fie, mereu dau decât o piatră. Ostasiu, parcuri măcrumul meu nu are coada frântă. Piatră proastă, ha! Culei grădăcini pentru papa Ștrumf, culei grădăcini pentru papa Ștrumf. Exact cum arată piatra. Piatra asta vede lucruri care urmează să se întâmple. Mamă, să vezi ce să se bucure papa Ștrumf când o să-i spun. O piatră. Da, să pe după rădăcini și... Ștrumfule plecuți, n-am mai avut o zi ștrumfească de când ploaia care a trecut prin acoperișul stricat mi-a distrus cele mai bune locuri. Și speram să-mi aducă niște rădăcini proaspete, nu asta. Îmi pare rău, papa Ștrumf, dar piatra asta e... Nu acum, Ștrumf plecuți, am multă treabă. Oh, bine, papa Ștrumf. Ștrumfule Leneș, ia uite ce piatră am eu. E piatră? Da, prezice viitorul. Viitorul? Ștrumfule plecuț, visezi? Așa cum am visat și eu până să mă trezești tu. Ștrumfule cochet, vrei să vezi ceva de tu ștrumfos? Eu sunt deja ștrumfos, mulțumesc. Hei, ștrumfule mă rog, vrei să-ți arăt piatra mea? Ștrumfește viitorul. Urăsc viitorul. Oh! Iată, uite, iar arată ceva. Ăsta ștrumful acum își aruncă pe fereastră prăjiturile preferate. Ștrumfilor, ce părere aveți? Prezic că ștrumful acum o să-și arunce toate bunătățile. Ștrumful acum se arunce bunătăți? Am trăit să auzi și pe asta. Ștrumfule mleguț, nu mă face să râd. Asta-i culmea. Nu-mi vine să cred. Ștrumfule lacom, arunci ștrumfătățile. Nu, am pus sare în loc de zahăr la prăjituri. Le-am stricat. Vedeți? Așa cum prezice piatra mea. Lasă-mi să văd asta. Nici eu. Hai, recunoaște, ștrumfule bleguț, că ai zis și tu așa și ai nimerit-o. Ba nu, așa arăta. Ia stați, văd casa ștrumfiței. Te scufundă în pământ. Aiurea, casa ștrumfiței e perfect ștrumfească. Știu asta pentru că eu i-am săpat pivnița. Serios? Păi da, trebuia să aștept să-i pui grinzile astea. Care grinzi? Mulțumesc pentru dezastru, ștrumfule sportiv. E nemai ștrumfit. Și ce mai vezi în piatra aia? Ce mai vezi? Ce ștrumfenie se petrece micii mei ștrumfe aici? E vorba de piatra mea, papa Ștrumf. Ștrumfește viitorul. Am mai auzit de așa ceva. A, da, mi-am amintit. Numai cel care dezgroapă o asemenea piatră poate vedea ce se va întâmpla. Înțelegi, micul meu ștrumf? Eu sunt ăla. Cred că n-are ce să fie rău în asta, ștrumfule bleguț. Dar țineți minte, micii mei ștrumfi, viitorul așa cum vi-l faceți, nu cum se vede într-o piatră. Da, papa Ștrumf. Și nu te mă după toate astea, ștrumf bleguț. Eu nu, papa Ștrumf. Noi nu, papa Ștrumf. Care-i viitorul meu, ștrumfule? Bă, nu, eu sunt viitorul. Hai, tu spune mie. Stați așa. Papa Ștrumf a zis să nu vă mai luați după toate astea. Hai, ștrumfule blecuț, te duc eu acasă în siguranță, cum a spus papa Ștrumf. Repede, întreabă-l pe viitorul meu, vreau să știu ce de mai mici amănunte. Păi, ștrumfule cu ochelari, piatra nu-mi răspunde la întrebări. A? Fără întrebări? Păi de ce mai te râd până aici? Sunt un ștrumf foarte ocupat, să știi.
Salut, ștrumfule Bleguț, am făcut cutia asta ștrumfească să-ți duci piatra în ea. Acum ia spune-mi care e viitorul. Ștrumfule Bleguț, ți-am adus astea. Și mă întrebam și eu care mi-a fi viitorul. Ștrumfule Bleguț, prieten vechi, ți-am făcut prăjitura ta preferată cu ștrumf zmeură. Uite, oglinda mea preferată. Ia stați un ștrumf. Ca agent oficial și reprezentant al ștrumfului Bleguț, am făcut o scurtă listă de reguli. 1. Toate cererile merg mai întâi la ștrumful ochelari. 2. Toate cadourile trebuie să treacă mai întâi pe la ștrumful ochelari și ștrumfurile la com. Mie îmi place cu mai multă scorțișoară. 3. Tocmai au încălcat regula 3. Care-i viitorul meu? Spune! Spune mai întâi! Ștrumf! Lăsați piatra aia! Trebuie ștrumfite lemne de foc, strâns să recolt, avem treaba de făcut. Da, papa ștrumf. Și să ne vă întoarceți până l-ați ștrumfit tot. Mai trebuie niște scorțișoare. Așa, vezi? N-ai decât să strici cât te țin plămânașii tăi albaștri. Repede, ștrumfi, trebuie să facem ceva. Bine, dar ce? Întrebați-mi, ștrumful Bleguț. Da, chiar așa. Dar ce spune piatra ta, ștrumfule Bleguț? O fetă ștrumfiță la polisat ștrumfie și nevătămată. A, ce bine. Nu-ți face griji, ștrumfițo, o să scap cu bine. Ne vedem în sat. Ștrumfilor, părăsiți, vă rog! Dacă există ceva mai bun decât o murătură, asta e un ștrumb murat. Cum îndrăznești? Dă-mi drumul! Sigur că da! Acum chiar că m-a pus la murat! Dar stai, poate că totuși există o cale de ieșire. Scapă, strumpița! Vino înapoi imediat! Șmecher albastră și mică! Adunați-vă în jurul meu, ștrumfii mei! Am să vă arunc ceva important! Dar mai întâi, unde-i ștrumpița? A prins-o Gargamel. Cum? Da, vine ea repede înapoi. Că așa a prezis piatra ștrumfului Bleguț. V-a ștrumpit cu toții? Trebuie să o salvăm, repede, după mine. O să... Papa ștrumf! Ștrumfițu! Vezi, papa ștrumf, așa cum a prezis piatra, ștrumfița s-a întors. Păi da, dar nu mulțumită vouă. S-a mers prea departe cu chestia asta. Ștrumfule Bleguț, dă-mi piatra înapoi. Da, papa ștrumf. Și acum anunțul. Și nu e de bine. După calculele mele, se apropie de noi o furtună cumplită. Trebuie să ajung repede pe pași și îndepărtate să culeg polen rar înainte să înceapă ploaia. Ștrumfule cu ochelari, iar pe ștrumful Bleguț și reparați-mi acoperișul. Da, da, papa ștrumf. Ceilalți, ajutați-l pe ștrumful fermier să strângă imediat recolta ca să nu o distrugă furtuna. Haideți, ștrumfiță de aici. Da, papa ștrumf. Ștrufule cu ochelari, tu ce faci cât crâmpesc eu acoperișul? Eu fac ce-i mai greu, am să țin scara cu toată ștrumf puterea mea. Îmi ești cu un adevărat prieten, ștrufule cu ochelari. Hei, uite piatra mea! Salut, Petricico! Ștrufule cu ochelari, piatra zice că o să fie senin. Senin? Asta înseamnă că nu o să plouă. Și dacă nu plouă, acoperișul mai poate aștepta. Și la fel și recolta. Hai să le spunem celorlalți să facem un picnic. Te-am spus eu că o să fie soare, ștrumfițo. Piatra ștrumfului Bleguț nu minte. Soare, da? Dar asta cum se numește?
Păi, ceață? Deasă? Da. Aoleu! Ei, brujiturica mea! Soare, ha? Ștrumfule cochelari. Bine, bine, dar o să stea ploaia așa, preziți piatra. Spune-le și tu, ștrumfule bleguț. Ștrumfule bleguț, nu se pare să mă lași așa. Uite ce ai făcut. O să mă uit, ștrumfule cochelari. Și pe urmă, mai bine i-am reparat acoperișul lui papa ștrumf. Nu se poate! Apa de ploaie s-a amestecat cu substanțele mele chimice! Da! Ajutor! Singurul lucru care îi poate ajuta acum e acest polen proaspăt! S-a dus piatra mea! Ștrumf! Ștrumf, să fie! Stați așa, micuții mei, ștrumf! Așa! Vedeți? Este cer senin, cum am prezis eu și ștrumful bleguț. V-am spus că n-aveți de ce să vă faceți griji. Dar voi nu, cine se asculte? Așa cum zicea odată un ștrumf înțelept, Papa ștrumf! Ștrumf firar să fie. Să ne fie învățător de minte tuturor. E bine să ne facem griji în legătură cu viitorul, dar trebuie să trăim în prezent. Papa ștrumf, cred că eu am provocat o mulțime de necazuri cu piatra mea, dar acum e dusă pentru totdeauna. Și călătoria e sprâncenată. Papa ștrumf, eu n-am avut încredere de la bun început în piatra aia. I-am tot spus ștrumfului bleguț, dar el nu. Puteam să prevăd chestia asta chiar și fără ajutorul unei pietre.